Bun găsit la știri, sunt Cosmin Bulzan. Șantier închis la Făgăraș începând chiar de astăzi. Este vorba despre lucrările de reabilitare a rețelelor de apă canal începute anul trecut. Pentru că se lucrează haotic, iar disconfortul făgărășenilor este peste măsură, s-au sistat plățile către constructor. Lucrul se va relua numai dacă se schimbă datele problemei, adică firma Recon din București va respecta clauzele din contract, ce prevăd astuparea gropilor și a șanțurilor după fiecare intervenție și marcarea zonelor cu risc de producere a accidentelor prin panouri de avertizare. Ne-am bucurat că la Făgăraș începe o investiție de anvergură, doar că firma bucureșteană care efectuează lucrările este Fală Mare Tristan Băț. Lucrează cu doar două utilaje, se mișcă precum melcul și lasă prăpăd în urma sa. Noroi, pământ la poarta oamenilor și gropi adânci, care noaptea pun în pericol siguranța traficului, pentru că nu există niciun panou de avertizare. Primăria a convocat astăzi actorii principali în acest amplu proiect. După discuții în contradictoriu, s-a ajuns totuși la un armistițiu. Vom aplica toate prevederile din contract, astfel încât să încercăm să aducem antreprenorul să-și respecte prevederile contractului, contractuale, să respecte normele, normativele și să încercăm să dezamorsăm situația care a apărut, din păcate, probabil și favorizată de lucru pe perioada de iarnă, pentru că sunt antreprenorul din Făgăraș, este unul dintre puținii care a lucrat efectiv și pe perioada de luni de iarnă, în care condițiile de execuție a lucrărilor sunt mult mai grele, pentru că măsurile care le vom transmite în următoarele zile, sper să se vadă ca cetățenii din Făgăraș să aibă mai puțin disconfort ca urmare a execuției acestor rețele. Edilii din Făgăraș au semnalat în repetate rânduri reprezentanților firmei care se ocupă de lucrări faptul că ce a început pe străzile orașului se face la voia întâmplării. Pentru că nimeni nu i-a băgat în seamă, a anunțat beneficiarul. Societatea Apă Canal Sibiu, care amenință că nu mai plătește executantului lucrării niciun leu până când nu remediază situația. Ne-am vărsat supărările asupra modului în care lucrează constructorul. Practic sunt străzi blocate încă din luna august și încă ele continuă să fie blocate. Le-am ridicat aceste probleme, am ridicat problemele tehnice cu care se confruntă, am ridicat problema gravă a modului în care lasă în urmă străzile pe care se lucrează și am cerut beneficiarului, care este compania APA Sibiu, să intervină în aceste lucrări. Am înțeles că domniile lor au stopat plățile. Practic, firma nu își va primi banii dacă nu va respecta toate condițiile din contract, respectiv calitatea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, lucrările să fie executate impecabil, iar ceea ce lasă în urmă, să spun așa, adică modul în care arată strada după munca efectuată, trebuie să fie conforme cu caietul de sarcini. Dacă aceste lucruri se vor respecta, mergem înainte. Dacă nu, cel puțin compania APA Sibiu a anunțat că va asista plățile în privința acestor lucrări. Eu sper că după aceste întâlniri, constructorul a înțeles și va prezenta un grafic de lucru corect, coerent, se va apuca de lucru în anumite străzi, le va finaliza și va trece ulterior la altele. În acest moment se lucrează haotic pe 11 puncte, în 11 părți din oraș, fapt care atrage nemulțumirea cetățenilor și implicit a noastră. Am cerut să lucreze în ordine și cu mai multă disciplină în ceea ce privește buna funcționare a sistemului. Astăzi, la masa tratativelor, s-a discutat în contradictoriu. Fiecare a ținut să aducă argumente. Însă un lucru e cert. Dacă firma Recon București nu respectă contractul, primăria îl va rezilia. S-au punctat din nou neregulile constructorului. Din partea beneficiarului direct Apă Canal Sibiu este domnul director, care a tras foarte clar trei poziții prin care l-a restricționat la plată. Până nu remediază problemele, până aduce situația într-un mod normal să o actualizeze, lucrurile vor sta
și decizia finală va fi undeva la sfârșitul lunii, din moment în care sau se va rezilia contractul, sper să nu se întâmple treaba asta, sau constructorul începe să lucreze cum trebuie. Lucrările de apă și canal pe raza orașului costă numai puțin de 14 milioane de euro, fiind adjudecate în urma unei licitații de o firmă din capitală, Recon, care are la dispoziție 22 de luni să le finalizeze. Societatea și-a stabilit cartierul general pentru organizarea șantierului pe strada Crinului, doar că a pornit la treabă cu doar două utilaje. Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Este zicala românească ce se potrivește de minune cu isprăvile comise de doi bărbați. În timp ce un bătrânel din Făgăraș a furat 4 ciocolate de pe raftul unui supermarket, un sătean din Voila a sustras lemne cu carul. Furturile s-au întețit în zona Făgărașului. Oamenii certați cu legea nu mai țin cont, șterpelesc tot ce le pică în mână și dacă li se face poftă de dulce. Vorbim despre cazul unui vârstnic de 75 de ani din Făgăraș care a intrat într-un supermarket și a pus ochii pe câteva tablete de ciocolată. Nu a ezitat, a dosit în buzunar 4 bucăți și a încercat să iasă din magazin fără să mai treacă pe la casă. Paznicul a anunțat poliția, iar oamenii legii l-au prins cu mâța în sac la ieșirea din magazin. Suspectul este cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. La Voila, un sătean din localitate a fost prins cu o grada plină de lemne pentru care nu deținea aviz. Polițiștii aflați în control au găsit în gospodăria bărbatului de 47 de ani mai mulți bușteni pentru care nu avea documente legale de proveniență. Lemnul a fost confiscat și predat ocolului silvic Pădurile Făgărașului cu sediul în Voila. Reprezentanții ocolului silvic au constatat în urma măsurătorilor că era vorba de o cantitate de peste 3 metri cubi de material lemnos. Fostul lor posesor a primit o amendă de 2000 de lei în conformitate cu prevederile legii contravențiilor silvice. Postul e bun pentru sănătate, dar este scump, o spun făgărășenii care vin la piață să cumpere legume sau fructe. Oamenii pornesc cu gând de târguieli, dar ajuns în fața tarabelor, mai mult se uită și pleacă. Pentru că suntem în post, comercianții de vegetale profită de credința oamenilor și saltă prețurile aproape zilnic. De cealaltă parte, patronii de carmangerii au gândit o strategie păcătoasă, au ieftinit carnea. Ne aflăm în postul Paștelui și o mare parte dintre noi renunță în această perioadă la mâncarea de dulce. Comercianții încearcă să profite din plin de această situație și în piață prețurile atât pentru fructe, dar și pentru legume sunt piperate. Făgărășenii petrec mult timp printre tarabe ca să compare prețurile. Spun că mâncarea de post este mai scumpă decât cea de dulce. La banii care avem noi, la pensiile amărâte și nenorocite, sunt foarte scumpe. Mâncarea de post e mai scumpă decât mâncarea de post e mai scumpă, dar cel puțin dacă ar fi, să avem cu ce trăi. Trăim cu cartofi și cu fasole și ceapă, cu ce am crescut. E scumpă nici ieftină, după cum e. E mai scump să postim sau să nu postim? Să postim, că așa e bine. Normal, da, sigur. E mai scump? Da, cu ceva, da. Așa, așa, așa. Destul de scumpă. Mâncarea de post e mai scumpă mâncarea de post? Păi e mai scumpă, să spune că e mai scumpă, sigur. Păi da. Ce să facem? Trebuie să mâncăm ceva, nu? Așa cum este. O să luăm câte puțin din toate. Sunt destul de scumpe, să știți. Toate sunt scumpe. Dar ce să facem? Ei, n-au clienți la banii noștri. Cred că nu sunt așa de scumpe. Ieftine. Păi da, nu? Știți că eu așa consider că prețurile nu sunt mari. Dar nu sunt bani. Am ajuns la concluzia că mai ieftin ești cu carnea decât cu... Că trebuie atâtea. Ar fi bine să fie un pic mai mulți bani. Nu postesc. Scumpe și lumea n-are bani. Nu au bani. Efectiv, nu au bani. Și n-are cu ce. Să mărească salariile. Un salariu minim pe economie de 800 de lei și ăla impozabil, nu e bine. Nu e bine. Pensiile sunt mici, deci pensiile cele multe sunt mici, cele mari sunt la barosani. Da, și aia n-au nevoie, nu-l interesează piața. Ba, mai pică și cu sacoșa pe de altă parte.
În piață, fasolea se vinde cu prețuri cuprinse între 8 și 10 lei, în funcție de sortimente și anul de producție, iar prețurile la cartofi au cunoscut în ultima lună o creștere explozivă. Un kilogram de cartofi costă acum între 1,5 și 2 lei. Comercianții din piață sunt conștienți că lumea nu are bani, dar mizează pe faptul că mulți vor încerca în această perioadă să urmeze regulile creștine, astfel că nu s-au îndurat să nu crească prețurile. Păi dacă cumperi, merg vânzările, nu merg, că n-are lumea bani, moare bătrânii. De la o zi la alta, din ce în ce mai greu. Dacă ar fi bani mai mulți, s-ar cumpăra. În special pensionarii vin, dar cumpără cantități foarte mici. Deci undeva la o bucată, dobleceluțe ce merge un pic, ciupercile și cam atât. Verdeața cam greu. Din păcate. Patronii de carmangerie au adoptat o altă tactică, păgână cei drept, care îndeamnă oamenii la fripturi, mai ales că au ieftinit carnea chiar în perioada postului. Cam prost. Cam prost. Mai slab față de cum mergea de regulă. Credința se pare că este mai importantă decât pușculița. De cealaltă parte, făgărășenii, mai cu seamă cei trecuți de prima tinerețe, spun că nu au încotro și trebuie să cumpere aceste alimente pentru că așa au pomenit din moși strămoși, să țină cu sfințenie posturile mari de peste an. Ziua Mondială a Apei va fi sărbătorită de sucursala făgărășană a Societății Apă Canal Sibiu. Instituția a lansat un concurs pentru elevi prin care aceștia pot să-și exprime creativitatea față de importanța apei așa cum simt ei și cum doresc. Copiii pot scrie compuneri, poezii, pot face fotografii, desene, picturi sau chiar sculpturi. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Copiii din Făgăra sunt îndemnați ca încă de la vârste fragede să respecte resursele planetei în mod eficient. O importantă resursă, apa, este eroul acestei luni, evocată sub toate formele în compuneri, poezii, fotografii, desene, picturi sau chiar sculpturi. Apa devine o provocare în creația celor mici. Până la data de 19 martie, copiii din Făgăraș își pot prezenta lucrările la sediul Societății Apă Canal din șoseaua Ileni, urmând ca cele mai bune să alcătuiască o expoziție, care va fi vernisată vineri 21 martie, când va fi sărbată Ziua Mondială a Apei. Tot atunci vor fi acordate premii, constând în jocuri, obiecte promoționale și medalii. Pentru a-i pune în temă pe elevi despre cât de importantă este apa, reprezentanții sucursalei făgărășene a operatorului de apă au făcut un tur al unității de învățământ și le-au prezentat micuților documentare despre criza apei la nivel global, despre utilizarea ei excesivă și despre seceta care marchează în mod dramatic din ce în ce mai multe comunități. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că ne puteți urmări și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, după publicitate urmăriți emisiunea Media Obiectiv. Invitată în studio este profesoara Olimpia Beca, consilier local din orașul Victoria. Vizionare plăcută!